Potrivit Institutului Național de Statistică, veniturile totale medii lunare au fost în anul 2020 de 5.216 lei pe gospodărie și de 2.031 lei pe persoană. Cheltuielile totale din anul 2020 au fost în medie de 4.372 de lei lunar pe gospodărie, 1.702 lei pe persoană. La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit de asemenea veniturile din prestații sociale, 19% în anul 2020, veniturile din activități neagricole independente, 1,8% în anul 2020, veniturile din agricultură, 1,7% în anul 2020. În pandemie, românii nu au mai apucat să facă investiții și nici să pună un ban deoparte. Cea mai mare parte a veniturilor s-a dus pe traiul de zi cu zi. Astfel, în topul cheltuielilor s-au aflat cele cu alimentele și băuturile, urmate de plata facturilor, băuturile alcoolice, îmbrăcăminte și îngrijire personală, sănătate, iar pe ultimele două locuri, educația și cultura.